Bine v-am găsit în inima regatului Daciei, capitala preromană a regatului Dac, Salmisegetusa Regia, cea care de-a lungul vremii a fost cel mai important centru politic, economic, religios, militar sau social al lumii dacice. Ne puteți găsi foarte ușor pe cele două căi de acces, prima care trece prin Orăștie, pe ruta Costești-Grădiștea de Munte, Salmisegetusa Regia, iar cea de-a doua care trece prin Călan, Costești-Grădiștea de Munte, Salmisegetusa Regia. Vă așteptăm aici, alături de noi în munții Orăștiei, să redescoperim istoria regatului Dac. Ne aflăm în zona sacra Salmisegetusei Regia, întinsă pe trei mari terase, terasa 9, terasa 10 și terasa 11. Pe aceste terase amenajate de mâna omului, dacii au construit 8 temple din diferite materiale, unele dintre ele având mai multe etape de construire. Pe terasa a 10 avem Marele Templu de Andezit, pe terasa a 9 avem un templu descoperit recent în urma cercetărilor arheologice în anul 2017, iar pe terasa a 11-a avem alte 5 temple și un altar de andezit, cunoscut și sub numele de Soarele de Andezit. Până relativ recent, cercetările arheologice desfășurate la Grădiștea de Munte Salmisegetusa Regia au dus la descoperirea 7 temple, 2 circulare și 5 patrulatere, amplasate pe două mari terase, a 10-a și a 11-a, a unui altar de andezit și a unui drum pavat cu lespes de calcar care asigura accesul între cetate și zona sacră. În ultimii ani, un nou astfel de edificiu a fost descoperit în apropiere pe o altă terasă. Datorită unicității sale și a faptului că reprezintă un bun cultural universal, Salmisegetusa Regia a fost înscrisă alături de celelalte cetăți dacice din Munții Orăștiei, Costești, Bănița, Blidaru, Piatra Roșie, Căpâlna, în lista Patrimoniului Mondial UNESCO.